prin ciocanul de lipit, îl grunduim pentru a încărca seminelele. Trebuie să grunduim odată ciocanul, ca să avem se încarcă cu cositor. Practic această metodă e 44 de ani și n-am avut surpriză. Cărcăm și pe pentru a compensa diferența de joc în spate unde vin montați, în partea din spate nu e nicio problemă, că nu el decât să mențină poziția la vibrochen, să nu lase să joace în partea din spate unde este forța ambreiajului ce apasă pe acest inel de rează, acolo avem inelul original fără să fie încărcat cu partea de metal pe capac. Ne trebuie numai o compensare de diferență de 5 decimi, 6 decimi cât avem jocul la ax, arborele motor axial. Am încărcat semi-inelele semi-cuzineță, cu cositor, îi lăsăm să se răcească și pe urmă rectificăm plan la cota cât avem nevoie să compensăm jocul, să eliminăm jocul din arborele motor. Aici mai trebuie un pic, cam subțire. Oricum el se va rectifica plan pentru a scoate la dimensiunea care avem nevoie. Nu se întâmplă nimic, el pe fața unde lucrează, avem compoziția. Compoziția pentru frecare, pe spate el vine lipit pe capac și pe bloc, pe palier.